Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Continuăm să studiem împreună psalmii lui Asaf, pentru astăzi lecția a șaptea, omul la necaz. După ce în lecțiile precedente am văzut cum Asaf îl prezenta pe Dumnezeu, acum putem să privim la om atunci când ajunge în situații critice, și la felul în care poate să fie izbăvit să se raporteze la Dumnezeu când ajunge în situații de necaz. Pentru că necazul este general, adică este specific tuturor oamenilor, chiar dacă are anumite particularități, dar se întâlnește la fiecare, pentru că nu este casă din care să nu fi murit cineva. Pentru că nu sunt oameni, cel puțin noi nu avem prin familie mai bătrân de 100 de ani. Înseamnă că cel puțin în ultimii 100 de ani, în 10-20 de ani în urmă, ne-au murit părinți, bunici, alte și alte necazuri, boli, accidente, strâmtorări, sărăcie. Spunea Iov când a ajuns în durere, citesc din cartea sa, capitolul 14, versetul 1, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Probabil că pe lângă cele scrise în Biblie, în anii interiori, a avut și el alte necazuri mai mărunte. Iar profetul Isaia scria în cartea sa, capitolul 9, versetul 1, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Iată că Domnul avea făgăduințe bune prin prisma lucrării Domnului Hristos și evident a împărăției pe care El o va instaura. Dar până suntem aici, trebuie să știm că necazul vine și în ziua necazului ce raport și ce atitudine trebuie să avem în relația noastră cu Dumnezeu. În psalmii lui Asaf, în privința aceasta, este scris în psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Deci iată că Dumnezeu, ca unul care știe că noi vom fi abordați de necazuri, se oferă a fi deschis să ne ajute în asemenea probleme. Pe lângă cele scrise de Asaf și situația din Vechiul Testament, în Noul Testament avem o întăritură suplimentară. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, este notat cuvântul său, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Așa că avem două argumente să îndrăznim, sau putem să îndrăznim și la Tatăl, și la Fiul, și când avem necazuri, știm ce se poate face. Oamenii fără Dumnezeu sunt copleșiți la necaz. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, apelează la el. Dar să vedem mai întâi cum se manifestă omul când este la necaz, când este copleșit, când necazul, așa cum zice psalmistul, dă peste el, ca și ceva neașteptat și nedorit. Solomon spunea în cartea Proverbele, capitolul 14, versetul 13, arătând spontaneitatea necazului și momentele nebănuite și neașteptate ale durerii, 14 cu 13, de multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. Deci nu este o bucurie întreagă, pe altă parte, omul are o tristare. Dar ceva mai mult de atât. Și bucuria poate sfârși prin necaz. Situațiile pot fi diferite. Iată ce citim și în psalmul 71, care nu este un psalm al lui Asaf, dar are o idee în această tematică. Psalmul 71, versetul 20.
Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viață. Ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Și cu aceasta, ajungând în zona psalmilor lui Asaf, citim din psalmul 77, care de fapt este psalmul omului la necaz. Scrie aici, în versetul 2, în ziua necazului meu caut pe Domnul. Din expresia asta rezultă că omul a fost lovit de necaz și atunci caută izbăvire, soluție, cere ajutor și îndurare la Dumnezeu. Tot aici scrie în psalmul 78, versetul 49, El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Aici este vorba de necazul ca și pedeapsă, dar sunt necazuri peste toți oamenii. Domnul spunea ucenicilor ceea ce am citit din Ioan 16, versetul 33, că în lume veți avea necazuri. Și ca să întărim ideea și să înțelegem că noi tratăm astăzi problema necazului în mod deosebit la cei credincioși, tot de aici pot să învețe și ceilalți, dar trebuie să înțelegem că și noi ne încadrăm în această categorie de oameni peste care vine necazul. Zicea Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 3, pagina 1160, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți, pentru că necazul rămâne încrustat și omul își poate aminti de zilele sau încercările respective. Poate unul dintre cele mai clare cazuri este situația lui Iov, un om neprihănit. Asta înțelegem din declarația lui Dumnezeu, nu din presupunerea oamenilor sau lauda cuiva. Zicea el în cartea sa la capitolul 3, versetul 26, când își începe plângerea, apoi rea el problema pe parcursul cărții, dar încă din prima cuvântare, zice el, n-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Știți cum au venit solii să-i aducă vestea? Nu termina unul de spus până apărea altă informație. Nu degeaba a apărut proverbul în popor că necazul nu trebuie chemat, nu știi când vine, dar vine. Pleacă omul bucuros, poate liniștit, să meargă undeva, accident. Se gândește pe atunci, voi fi în concediu, poate fi în spital. Își face planul cu privire la zile, la lucruri materiale, la alte evenimente și dintr-o dată, că n-are cine îți spune, Dumnezeu poate să o facă sau la fel de ușor poate să treacă sub tăcerea aceasta. Gândiți-vă la femeia aceea din Sunem care a ajuns împlinită, avea un copil, din punct de vedere material stăteau bine, copilul era cu tata, potrivit obiceiurilor evreilor, când era deja mai mărișor, l-a luat cu tatăl ca să fie deprins la muncile agricole, până când copilul, în toiul seceratului, spune că îl doare capul, când îl duce acasă, moare, ea este nevoită să meargă la omul Dumnezeu, de fapt, prin credință, a făcut această deplasare, și când îi spune bărbatul, le zice, dar acum nu-i vreme, nu-i de sărbătoare, ce te duci acolo? Dar ce de necaz, era vreme? Sărbătorile sunt programate, necazul își face singur calendar. Deci necazul copleșește pe om. Spune înțeleptul în cartea Eclesiastul că în fața omului tot este un viitor și oamenii sunt prinși precum niște păsări în laț și nu știu nimic până când, așa cum ziceam aici și citeam din Iov, necazul dă peste mine. Uneori trece mai repede, alteori zăbovește. Sunt vremuri, situații, stări pe care doar Dumnezeu le poate controla. Problema este că la necaz
apar anumite complicații. Neînțelegerea durerii. De ce Dumnezeu m-a lovit pe mine? De ce s-a întâmplat așa? Lipsa unui ajutor imediat. Știți că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Toate acestea pot să devieze în niște stări care pot să aibă urmări negative. Iată ce vă citesc din spusele Domnului Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 13, unde Domnul a vorbit despre situația oamenilor după convertire, dând pilda cu sămânța, drept exemplu a atitudinii diferiților oameni. Noi citim din 13 cu versetul 21, despre unii care n-au rădăcină și credința în ei și bucuria ține până la o vreme, dar când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Deci iată că pe unii un necaz îi doboară de pe calea credinței. Nu mai vin la adunare și unii chiar pot să se lasă de Domnul. Pentru că n-au înțeles că și la aceasta sunt rânduiți. Că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem și prin necazuri. De aceea Apostolul Pavel sfătuia în Roman capitolul 12, versetul 12, bucurați-vă în nădejde. A te bucura în nădejde înseamnă a lua în calcul nu doar situația prezentă, ci și cea viitoare. Fiți răbdători în necaz. Ce înseamnă asta? Dacă necazul nu se termină când crezi că Dumnezeu vine și o să te scape, ai răbdare. Nu știi cât durează. O spor să pierde cumpătul pe când să fie aproape izbăvit. Noi putem să cerem de la Domnul să scurteze necazul, evident că toți o facem. Se roagă și alții, dar în necaz trebuie să fim răbdători. Și vreau să înțelegem, citindu-vă ceva din Plângerile Ieremia, capitolul 3, pentru că nouă ne pare, în asemenea situații, când este omul în necaz, nu când privește la cei care sunt în necaz. Noi ne aducem aminte de cei care sunt în necaz când ne rugăm sau când ne întâlnim cu ei, când ne aduce cineva aminte, dar ei sunt tot timpul acolo, în criză. Zice în Plângerile Ieremia, capitolul 3, versetul 32 și 33. Și când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Și ascultați. Căci el nu necăjește cu plăcere și nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Deci, nu este bine să ne revoltăm, asta chiar este absolut interzis împotriva lui Dumnezeu, ca și cum ar fi indiferent. Lui nu-i pasă, el nu știe. Ba da, știe și nu o face niciodată cu plăcere. De aceea spunea și Apostolul Petru în întâia sa epistolă, capitolul 1, că noi suntem întristați numai dacă trebuie, pentru că Dumnezeu nu face asta din pasiune, doar din necesitate. Așa a fost și în cazul lui Iov, neînțeles de el. Dar Dumnezeu s-a justificat în final arătându-și dreptatea, o dreptate neînțeleasă nici de ceilalți. Deci, necazurile care dau peste noi nu trebuie sub nicio formă să ne dărâme, pentru că în urmă vom vedea că n-am avut dreptate atunci când l-am acuzat pe Dumnezeu sau când am socotit că altora nu ni se întâmplă ca nouă și noi suntem mai nenorociți decât ceilalți. S-ar putea pentru un timp și într-un fel anume, cel în necaz, să se vadă mai în durere și este decât altul, dar sub nicio formă să nu lăsăm ca diavolul să aibă vreun câștig. De aceea Apostolul Pavel, am citit din Tesaloniceni, le-a trimis pe Timotei tocmai ca nu cumva necazul să-i dea peste cap. A avut o teamă. De aceea noi suntem îndemnați, vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul
5, versetul 14. Să avem în vedere oamenii care trec prin asemenea stări. Bine, aici este scris cum să ne comportăm față de oamenii care se află în diferite stări. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți și adesea necazul te aduce în stări de deznădejde. Să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Este nevoie, fac aici o paranteză, și să-l întărești pe cel din necaz, că i-ai spus ieri și trebuie să-i spui și mâine, și trebuie să fii răbdător și cu cel care tot îl mustri și nu se pocăiește. Că i-ai spus asta, trebuie să-i mai spui și peste câteva zile. Asta este realitatea spirituală căreia trebuie să-i facem față. Doamne, ajută-ne! Omul credincios în necaz apelează la Dumnezeu ca la un tată. Și ceilalți oameni vin să ceară milă la Dumnezeu, că cine dă să se nece, să prinde și de algele sau de, știu eu, ce altă plantă este prin apă, de cum de vreun obiect sau dacă este vreun om care să-l scape. Dar când e vorba de Dumnezeu, socotit de toți, cel puțin în momente de criză, ca fiind atotputernic. Când suntem în necaz, rugăciunea noastră către Dumnezeu trebuie să ne aducă într-o smerenie adâncă și într-o relatare în fața Lui a întregii noastre situații. Evident că vom spune necazul și la cei dragi, socotind că ei vor simți alături de noi. De altfel, omul nu poate în necaz să tacă. Vă rog să vă gândiți la Iov cât vorbea. Ceilalți socoteau că ce e această năvală de cuvinte. Și el spunea, măcar lăsați-mă să vorbesc. Dar aceste cuvinte care izvorăsc din durere, este bine să fie canalizate în rugăciune și să se îndrepte spre Dumnezeu. Pentru că tot numai El poate să ne ajute. Iată ce scrie Asaf în această privință și acum intrăm la acest psalm al omului în necaz, 77, pentru a vedea cum ne sfătuiește Asaf să ne comportăm și cum s-a comportat el și cred alți credincioși din vremea sa. Stric cu glasul meu către Dumnezeu, stric cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. Deci o rugăciune cu credință. Că doar tot Asaf a scris în psalmul 50, vorbind din partea Domnului, cheamă-mă, știi, zbăvesc, asta înseamnă te ascult. Versetul 2. În ziua necazului meu caut pe Domnul. Nu mă duc mai întâi la oameni. Și a doua zi după necaz, vin la Domnul. Am încercat eu, i-am solicitat pe alții, sunt neputincioși. În ziua necazului, primul la care mă duc e Domnul. Noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Eu nu știu exact ce necaz a avut Asaf, încât și noaptea era nevoie să se roage. Și alții au încercat să-l compătimească și el nu-și găsea alinul numai rugându-se la Dumnezeu. Tot el scrie în psalmul 80, versetul 2 și 3, trezește-ți puterea, Doamne, adaug eu, înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vin în ajutorul nostru. Cred că aici era vorba de un caz ce lovise mai multe seminții. Și a zis, Doamne, nevoie să ne ajuți pe noi și pe frații noștri, mai de la nord sau de la răsărit. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Evreii aveau experiențe și știau că dacă Dumnezeu intervine, soluția este întreagă. Și problema se rezolvă definitiv, în totalitate. Îmi pare relevant cazul lui Ezechia, despre care vă citesc din cartea Isaia, capitolul 38, și vă rog să vă amintiți că în necaz a știut să apeleze la Dumnezeu și a primit izbăvire. Isaia 38, eu citesc doar un singur verset, 14, pentru a descrie rugăciunea lui.
Pentru că uneori ne gândim doar la acele scurte cuvinte pe care le-a spus cu fața întoarsă spre perete și care sunt menționate. El zice, ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Adică în toate formele. Ochii îmi priveau topiți spre cer, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Poate atunci s-a întors cu fața la perete să nu-l vadă cei ce erau în sală lângă el. Dar apoi i-a privit în sus, a plâns, a gemut, a strigat, a suspinat, sub toate formele, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă, căci Dumnezeu poate să izbăvească. Tot pentru a ne lămuri în definitiv și a putea să spunem și altora, mai adaug două versete sau chiar trei din psalmi, pentru a vedea cum trebuie să strigăm la Dumnezeu când suntem în necaz. Nu cârtind ca evrei în pustie, nu rezolvăm nimic așa, ci doar cerându-i milă, ajutor, îndurare, bunătate. Citim din Psalmul 60, versetul 11. Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Și apoi apare un cuvânt de credință. Cu Dumnezeu vom face isprăv mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Probabil aici necazul consta într-un război, erau atacați, ceea ce era frecvent în Israel. Apoi, Psalmul 69, versetul 17, hai citim și 16. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirile spre mine. Vedeți ce motivație aveau. Și nu-ți ascunde fața de robul Tău, că sunt în necaz. Grăbește de mă ascult. Doamne, ești bun, fie-ți milă de mine. Și Psalmul 142, versetul 2. Chiar și unul. Cu glasul meu stric către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Iată că așa gândind, rezultă ceva. Când suntem în necaz, ne rugăm mult mai mult. Strigăm către Domnul. Numai că nici diavolul nu va scăpa asemenea situații ca să nu ne ispitească. Apar frământări, vin îndoieli, diavolul îți va spune că Dumnezeu nu te ajută, îți va motiva aceasta cu amânarea izbăvirii. Noi trebuie să înțelegem că necazurile sunt lăsate de Domnul pentru o vreme și cu un scop, dar în același timp să înțelegem că necazul nu-i întreg dacă nu suntem și ispitiți atunci. Pentru că omul ar fi numai sărac și să n-apară îngrijorare la ușă. Nici să nu-i pese. Dacă omul ar fi numai bolnav și să nu vină gândul să-i spună, cum povestește Pavel despre sine în 2 Corinteni, capitolul 1, gândul ne spunea că trebuie să murim. Deci, diavolul cere cu insistență în momente de slăbiciune să ne atace și în plan sufletesc. Sau dacă este o pagubă materială, să adauge încă o supărare, pentru ca să ne poată dobori. Aș face o comparație, când diavolul atacă, nu folosește numai, știu eu, trupele terestre, vine și cu aviația. Aduce și alte argumente în domeniul contrainformațiilor, ca să ne dărâme. Însă, chiar necazul este vremea în care Dumnezeu vrea să ne întărească și rugăm să o facă. Iată câteva versete care evidențiază ceea ce v-am spus. Mă întorc la Psalmul necazului, 77, sau ca să îl numesc întreg, Psalmul necazului și a izbăvirii. Citesc acum de la versetul 3.
Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Iată că sunt și stări în extrema cealaltă, când în durere nici cuvinte nu mai ai. Apoi citim de la versetul 6. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna? Întrebările astea vin de la diavolul. Oare? Nu va mai fi el binevoitor? S-a isprăvit bunătatea lui pe vecie? S-a dus făgăduința lui pentru totdeauna? Probleme pe care ți le pui. A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și a tras el în mânia lui înapoi în durarea? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Puncte, puncte. Să nu mai fie Dumnezeu la fel ca și altă dată. Să nu fie Dumnezeu așa cum am predicat eu despre El, cum am cântat și cum am spus la alții. Iată adevăratele complicații ale necazului, frământări. Vă mai amintesc și cele scrise în Deuteronom, capitolul 31, versetul 17, pentru a vedea unde țintește diavolul și ce scontează să realizeze noi în ziua necazului. Deuteronom 31 cu versetul 17. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui sau evreilor. Îi voi părăsi și îmi voi ascunde față de ei. El va fi prăpădit și vor ajunge o mulțime de rele și necazuri și atunci va zice, oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Deci diavolul vrea să ispitească omul în așa formă încât el să nu se gândească la păcatele lui, cazul de aici mă refer, și să se gândească, da, dacă tot ce ne-am imaginat noi nu este adevărat și noi de fapt n-am fost mântuiți, da, dacă ceea ce am gândit eu nu-i drept. Deci diavolul întotdeauna vine să răstoarne situația și să influențeze lucrurile în așa fel încât să ne pierdem în ziua necazului. Însă putem să binecuvântăm pe Domnul că au fost atâția sfinți care au trecut prin necaz și au ieșit biruitori. Dacă ei au avut biruință, Domnul ne va da și nouă. Chiar dacă atunci când suntem în necaz, plângem și facem ca toate rândunelele și ca toți cocorii și ca și alte vietăți în durerea noastră. Amintiți-vă de Apostolul Pavel care a trecut prin multe probleme. Enumeră el o listă de necazuri. A fost și el om. Sau să ne gândim la Elie, supus acelor slăbiciuni ca și noi. Au fost, cum zice Apostolul Pavel, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Trântiți, dar nu omorâți. Și când va înceta necazul, va trebui și diavolul să plece. Așa a fost și în cazul lui Iov. Întâi au venit necazurile și apoi a venit diavolul. Și a început să-l înspăimânte prin vise, să-i dea vedenii, astfel poți visa că mori, că se întâmplă o nenorocire, să-ți aducă în față imagini, cum se vor derula lucrurile, ce va fi. Diavolul se pricepe la asemenea scene și are putere spirituală ca să ne influențeze mintea. Acum vreau să privim la ceea ce este important. Omul izbăvit din necaz. Mai întâi vă rog să rețineți, două lucruri vom discuta aici. Credinciosul în necaz nu este singur, ci este cu Domnul. Apostolul Pavel a stat în închisoare și n-a fost nimeni acolo. Dar a zis, Domnul a stat lângă mine. Iosif a trecut prin necazuri, la Potifar, în familie, în închisoare. Domnul a fost cu Iosif. Pentru că el când ne izbăvește, nu vine numai la sfârșit de necaz și ne scoate din criză. Nu, el este cu noi acolo. Numai că ne lasă așa, lângă el,
să suferim, ne vede reacția, ne citește gândurile. Asta trebuie să ne dea mângâierea aceea de care avem nevoie. Însă atunci când Domnul vine lângă noi, când îl rugăm, Doamne, vino, ajută-mă, sunt în necaz, întărește-mă până trece situația aceasta, trebuie să avem o introspectivă spirituală, să încercăm să ne cunoaștem inima cu stările ei, să ne mărturisim vinovățiile noastre, să încercăm să vedem în ce fel Dumnezeu vrea să ne schimbe opiniile sau direcțiile. De asemenea, trebuie să avem o retrospectivă, să privim în urmă. Poate lucrul se datorează unor evenimente cu efect de durată din anii precedenți ai vieții noastre. Și totodată să avem o privire de perspectivă și să ne gândim oare ce vrea Dumnezeu cu acest necaz. Poate îmi va prinde bine în viitor. Nu știi pentru ce anume te pregătește Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu necaz peste Iosif? El privind în urmă, nu știu exact ce explicații găsea din casa părintească. Privind introspectiv, el a trebuit să gândească că Dumnezeu are cu el un plan după visele ce le-a avut și Dumnezeu vrea să-l formeze. Apoi privind în viitor, nu știu cât și-a imaginat, avea el un spirit profetic, dar putea să se gândească, Dumnezeu va folosi aceste necazuri. Și le-a folosit pentru că apoi când oamenii au fost flămânzi și nedreptățiți și necăjiți și frații lui, a știut să se ocupe de ei. Asta este o regulă general cunoscută. Omul care a trecut prin necaz știe apoi să se ocupe de cei care au și ei necazuri. Omul bolnav înțelege pe cei care au suferit. Mă întorc la Psalmul 77 și vă citesc de la versetul 3 pentru a întări ideea aceasta și a înțelege că în necaz trebuie să avem o privire a unui cadru apropiat și extins. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem și mă gândesc în urmă. Mă gândesc adânc în mine și mi se mânește Duhul. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de mult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele. Îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? Iată această frământare care are și partea pozitivă, ca să ne cercetăm. Hai să citim și din Plângeri Ieremia mai multe versete, pentru că acolo din nou oamenii gândeau în necaz și aici avem felul cum trebuie și cum gândesc oamenii în necaz. Plângeri capitolul 1, versetul 7. În zilele necazului și ticăloșii lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna supritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrămașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Apoi versetul 20. Doamne, uită-te la necazul meu, lăuntru meu fierbe. Mi s-a stors inima în mine, căci am fost neascultător. Iată cum a reflectat cu corectitudine. Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă moartea. Am fost neascultător. Apoi citim din capitolul 3, de la versetul 38, unde omul găsește răspuns la cercetările lui. Nu iese din gura celui prea înalt rău și binele? Ba da, asta spunea și Iov, dacă am primit binele, trebuie să știm că și răul, sub forma de necaz, tot de la Dumnezeu vine. De ce se plângă omul cât trăiește? Fiecare se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să înălțăm și inimile și mâinile spre Dumnezeu din cer zicând, am păcătuit, am fost îndărădnici și nu ne-a iertat. Deci omul va găsi explicații în această cercetare profundă, de asta se poate face doar în lumina Domnului în mod desăvârșit. Și totodată vreau să înțelegem că atunci când Dumnezeu este lângă noi, trebuie să avem liniștea
să ne silim să avem liniște și pace, conștienți că El controlează intensitatea necazului, dimensiunea durerii, ne întărește și ne mângâie. Iată ce vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 1, unde sunt cuvinte bogate, pe care și dacă nu le-am trăit întru totul, le putem citi la capul unui bolnav. Dar nu le puteam citi dacă nu erau scrise de unul care a trecut prin necaz. Iar când ai trecut prin necaz și le citești, atunci e ca și în situația aceea când a recitat Psalmul 23, unul care era un literat și cu dar poetic și altul care îl avea pe Domnul ca păstor. Deci citim 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Chiar nu există necaz în care Dumnezeu să nu ne mângâie? Așa spune Apostolul, în toate. Pentru că prin mângâierea o care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz, deși noi trebuie să o facem. Căci după cum avem parte din belșug de suferințul lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră, dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. E drept că în timpul cât copilul este bolnav, mama îl ține mai mult în brațe? Bineînțeles. Cine te servește cu cei mai buni ca și atunci când ești bolnav? Tu comanzi. Chiar dacă uneori nu poți să mănânci nici ce comanzi tu, nici ce-ți aduc alții. Poate nimeni nu te vizitează mai mult ca atunci. Nimeni nu se roagă pentru tine mai mult ca atunci. Necazul, prin grija lui Dumnezeu, comportă un înveliș de mângâiere, de îndurare. Așa lucrează Domnul, pentru că nu ne lasă singuri în necaz. Pune un frate. Dacă nu, poate ați auzit mărturia acelui om care a căzut în nu știu ce substanțe chimice și toți au știut că moare. A avut tot timpul imaginea unui om care stătea lângă el, a fost un înger. Au fost oameni care în necazuri, spunea fratele Niculiță Moldoveanu, că în timp ce era în închisoare și a fost pus să stea pe gheață, pe când s-a întors înapoi în celulă, i-a spus altui frate care era cu el să-ți cânt ce cântare mi-a dat Domnul în timp ce stăteam acolo înghețați. Cine i-a dat cântarea aia? Cine l-a inspirat? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este numit mângâietorul. Necazul face ca Dumnezeu, ca unul care ne iubește și ne este tată și suntem membri în familia Lui, să vină mai aproape de noi. Sau altfel spus, ne vrea mai aproape de El. Ar fi o întrebare retorică, aș spune, în necaz, noi mergem mai aproape de Dumnezeu sau Dumnezeu vine mai aproape de noi? În concluzie, vom fi după aceea mai aproape, mai cu seamă dacă înțelegem lucrarea Lui. Să citim, întorcându-ne la Psalmul 77, în continuare, versetul 9, pentru a vedea aceeași prezentare a lucrurilor. A uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? E întrebare. Și noi, după ce am citit, putem răspunde, nu, nu și-a tras îndurarea. Iată apoi ce scrie de la versetul 12. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Versetul 14. Tu ești Dumnezeul care faci minuni și ți-ai arătat puterea printre popoare. Prima parte a minunii este că Dumnezeu ne păstrează în necaz. Au fost oameni în suferință, care atunci când au fost vizitați de alții sănătoși, s-au mirat ce cuvinte rosteau și cum ei chiar îi îmbărbătau pe ceilalți. Sau prin ei Domnul le vorbea. Deci, minunea izbăvirii din necaz comportă două etape. Una, a ajutorului care ne-l dă Domnul în necaz și cea de-a doua, a faptului că ne scoate de acolo și își trimite izbăvire din cer.
Iată un cuvânt frumos în această privință din Isaia 63. Și vă rog să vă gândiți că aici nu-i prezentat doar un caz particular, ci regula generală spune. 63, versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zile din vechime. În toate necazurile, necurmat, pentru că Dumnezeu este gata și este aproape de noi. Vă rog să mai amintiți și de cele scrise în Apocalipsa, unde însuși Ioan zice, eu, fratele vostru, partaș cu voi la necaz și la împărăție. Sau când spune bisericii din Smirna, veți avea un necaz. Domnul a fost cu Ioan acolo în necaz, cu siguranță. A fost Domnul cu Daniel în groapa cu lei, a fost îngerul acolo. Îngerul n-a avut în grijă numai lei să-i păzească. A avut în grijă sufletul lui Daniel. Pentru că eu îmi imaginez în jurul gropii demonii care au mai periculoși decât lei, care vroiau probabil la bătrânețe să-i fure lui Daniel ceva din tezaurul de har care i-l-a dat Dumnezeu o viață întreagă. Diavolul ar vrea să nu câștigăm valori duhovnice sau dacă le avem să ne deposedeze de ele, să ne prădeze. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Dar ce frumos că Dumnezeu a avut în vedere mai întâi noaptea lui Daniel în necaz și apoi dimineața când a schimbat inima împăratului și l-a scos afară și a poruncit să fie aruncați în groapă ceilalți. Aceasta este ultima etapă, ieșirea din necaz sau izbăvirea. Cred că Dumnezeu ne scoate din necaz fie atunci când ne pocăim, fie atunci când își atinge scopul. Poate are în plan maturizarea noastră sau vrea să ne țină aproape de el în rugăciune până trece o vreme de ispită. Și Dumnezeu știe cât este pericol. M-aș da un exemplu simplu. Să zic, un părinte știe că și copilul lui este foarte ispitit de anumite jocuri și de anumiți colegi. Și exact în ziua aceea, când e o mare distracție, un el s-ar duce și s-ar bălăci în păcat, tata lui îl trimite undeva să facă o lucrare, ca să-l protejeze de ispita aceea. Și pe când știe că s-a încheiat balamucul, îi dă telefon, vino acasă. Și Dumnezeu poate să procedeze și acum vrea el. Și când socotește că este suficient necazul, ne scoate. Pe unii lasă mai mult în cuptor, pe alții mai puțin. Iată ce scrie Asaf în Psalmul 81, vorbind în prim plan despre cei pe care Domnul îi zbăvește atunci când se pocăiesc în mod suficient. Și v-aș da aici un exemplu, regele Manase. A fost foarte rău. Un împărat mai stricat. Trebuie să cauți prin istorie să găsești. A ajuns în închisoare, i-a făcut rugăciuni, s-a smerit. Când l-a izbăvit Dumnezeu? Când a văzut că e suficient de pocăit. În cazul lui Iosif din Egipt, situația a fost alta. Când Domnul a văzut că e suficient de matur pentru lucrarea în care trebuia să intre. Scrie aici, în Psalmul 81, de la versetul 13, o, de m-ar asculta poporul meu și de-ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul ar linguși, adică și-ar întoarce fața și atitudinea ar fi alta și fericirea lui Israel ar dărnui în veci, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stânc. Și știți că tot în acest psalm se vorbește foarte direct despre Iosif. Dar pentru a lămuri ideea aceasta, vă mai citesc scurt din Roman 5, pentru a vedea când se termină necazul, când ne izbăvește Dumnezeu. 5, de la versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci, până se atingă aceste etape, necazul să aducă răbdare, răbdarea să aducă biruință
Și astfel, nădejdea noastră, starea noastră spirituală să fie bună. Sau, cum zice Iacov în întâiul său capitol, de la versetul 2. Frații mei, să treceți, priviți ca o mare bucurie când treceți pe felul de încercări, ca oricare știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Vă rog să vă imaginați o turnătorie sau altceva în domeniul metalurgic, este ținut un material în cuptor până când ajunge la cota aceea cerută pentru a corespunde cerințelor celui ce îl prelucrează. Când Domnul ne izbăvește și după aceea ne mai rămâne de făcut un lucru, să înălțăm paharul izbăvirilor, să-L slăvim că El ne-a ajutat și să nu uităm nici peste ani cum Dumnezeu ne-a scos din necaz. Iată ce zice Asaf în Psalmul 77 de la versetul 11. Puteți să vă gândiți că din acest psalm al necazului și a izbăvirii, câte versete a lăsat numai să proclame izbăvirea Domnului. 7:7-11. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Apoi, de la versetul 15, prin brațul tău tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiul lui Iacov și al lui Iosif. Când te-au văzut apele Dumnezeului, când te-au văzut apele, s-au cutremurat și adâncurile s-au mișcat, norii au turnat apă ogăleata, tunetul a răsunat în nor și săgețile tale au zburat în toate părțile. Tunetul tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerile au luminat lumea, pământul s-a mișcat, s-a cutremurat, s-a croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au mai cunoscut urmele. Ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aron. Am citit aceste versete în detalii ca să vă explic că după cum în necaz avem dreptul să ne povestim durerea, tot așa suntem îndreptățiți și obligați, a spune, ca după ce Domnul ne izbăvește, să povestim izbăvirea. Să spunem așa cu lux de amănunte. Cum Dumnezeu s-a îndurat, cum a lucrat, slăvit să-i fie numele. Să nu fim zgârciți în a aprecia apoi felul în care Dumnezeu a intervenit. În mod felurit, Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Iată apoi ce scrie în Psalmul 78 despre unii care uită să pomenească izbăvirile Domnului și să laude pentru ceea ce El a făcut. 78 de la versetul 42. Nu și-au adus aminte de puterea Lui. Și vorbește exact de aceleași lucrări pe care unii le lăudau. De ziua când ne-ai izbăvit de vrăjmași, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Țoan. Au pierdut din vedere lucrul acesta. Așa am citit de la început, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Izbăvirea și proslăvirea sunt lucrările finale cu care se încheie necazul. Domnul aduce izbăvirea și de la noi trebuie să culeagă proslăvirea. Așadar, vreau să reținem în încheiere că necazul trebuie să ne aducă la Dumnezeu, El deține toate datele problemei și El ne poate izbăvi. Degeaba ne-am angajat noi un avocat sau am suferit așa cu stoicism. Ce rezolvăm? Viața trece și ne epuizăm. Dumnezeu are un scop și El vrea să și-L atingă. Iată ce vă citesc în ideea aceasta din Psalmul 10, versetul 14. Dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. Deci dosarul trebuie să fie la Dumnezeu, la El trebuie să ajungă. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Lasă-L pe Dumnezeu să trateze dosarul tău și viața ta. Și să nu uităm de Psalmul 107, unde se repetă acele versete. În necaz, în strâmtorare, au chemat pe Domnul. El a izbăvit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru minunile Lui. Și iară mai este prezentat un caz. Și iară se strigă. O, de-ar lăuda Dumnezeu pe oameni, oamenii pe Dumnezeu pentru asemenea izbăviri. Apoi, ultima idee. Când se termină necazul, faptul că Dumnezeu ne-a izbăvit trebuie să ne păstreze pentru toată viața
într-o bună relație cu El. Ezechia spunea, până la sfârșitul zilor mele, voi lăuda pe Domnul în casa Domnului și voi rămâne smerit. N-a reușit să facă tocmai așa. Bine ar fi fost. Nu-i mare câștig ca la necas să fii fost tare credincios. Dacă n-ai și rămas după aceea, atunci necazul este cu adevărat o biruință. Când reușești să rămâi aproape de Domnul. Deci ea închei cu ce deschise în Psalmul 81 din cuvintele lui Asaf și bine va fi dacă vom înțelege asta. Cântați cu veselie lui Dumnezeu care este tăria noastră, înălțați strigăte bucurie Dumnezeu lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din instrumente, căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului Iacov. El a răduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui, nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit, ți-am răspuns locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Și Dumnezeu a lăsat sărbători ca în mod regulat să-și aducă aminte de aceste izbăviri și să rămână aproape de Domnul. Doamne, fii alături de noi în necaz și apoi ajută-ne să rămânem împreună cu Tine toată viața și toată veșnicia. Amin.